Salutare și bine v-am găsit la un nou videoclip. Mirobolant aici de Brawl Stars. Astăzi o să pușem în trofee și o să cumpărăm o ofertă super mega specială. Aceasta cu 160 de puncte și o să mai dăm încă 25 de lei, dar pe episodul următor să văd susținerea blană, iar pe episodul următor o să cumpărăm oferta cu 2 megaboxuri și 170 de gemuri. Eu zic că merită super mega mult această ofertă și pe episodul următor o să o cumpărăm. Pe acest episod mai avem încă ceva special, mai avem o cutiuță pe care o deschidem și s-ar putea să pice un brawler nou, pentru că de obicei așa se întâmplă, dar nu a fost să fie așa. Și cumpărăm aceste puncte pe care le punem pe Roza, m-am gândit eu, că putem pușa destul de bine cu Roza și putem face upgrade-ul la Blanao. A, dar avem destui bănuți, come on! Păi și cum facem ne rozdem că 10 bănuți măcar? Bă, măcar un upgrade să-i dăm. La 550 de trofee. Ok, deci trebuie să facem 550 de trofee ca să luăm bănuții pentru a putea face upgrade-ul. Așa că avem un motiv întemeiat să jucăm solo showdown și să-i dăm bice. Nu uitați de un like, un share, un subscribe. În fiecare zi la ora 15 apare un nou episod de Brawl Stars, atâta timp cât voi susțineți seria și văd că o susțineți super mult. Mă bucură chestia asta, așa că eu o să vă bucur cu un episod zilnic la ora... Stai că mă bate ăsta. Deci o să vă bucur cu un episod zilnic la ora 15 de Brawl Stars. Hai aici, patroane. Iote pe Barley. Ce faci, mă, Barley, mă? Hai că te pui tu cu mine, da? Iote-l pe Bull. Salut! Nu! Bine! Ok, avem Power 2. Mai avem și un Bull aici. Hai să te văd, boss. Hai să te văd, na. Bă, nu te pui tu cu mine când am eu ultima ta, măi! Deja power 4, easy peasy, începem în forță cu meciurile, avem un Barley aici, numai să-l prind eu din urmă, l-am prins, l-am executat, salut, avem și un El Primo aici, salut patroane, o dai cu mine? Hai, te invit boss, no hai mă și dă-o acum cu mine, ce-ai făcut? Ce-ai făcut șefule? Salut, e gata mă, nu mai are nimeni ce să-mi facă, e gata, salut. Salut, patroane, nu mai ai ce să faci, easy win. Mamă, cât de hype sunt. Ce faci, boss? Salut. Mai ai și tu o șansă. Dă-i cât vrei, hai, dă-i, nici nu-mi dau ulti. Nici măcar nu trebuie să-mi dau ultimata pe el. Cât de ușor. Cât de ușor a fost acest match. Locul 1, 7 trofee. Facem și push-ul la Blanao. Avem 523. Măi, cred că ar merge și Shelly pe harta asta. Mi se pare destul de bună. Așa că încercăm un match și de-abia aștept în episodul următor să deschidem acele două megaboxuri și să strângem cele 170 de gemuri. Momentan strângem acele gemuri pentru Bibi, noul brawler. Ia-te pe asta. Ce vibe, șefule? Salut. Mersi. Hai că am început și eu bine. Ce să mai și zic? Zici că e ziua mea. Luăm încă două cutiuțe de aici. Bam, bam, bam. Avem El Primo aici. Bă, nu spune că o dai cu mine. Come on, că n-ai cum să o dai cu mine. Revino-ți. Și tu vrei să o dai cu mine, Fifi? Tu și Bibi ce mai sunteți? Ok. Are ultimata. Trebuie să avem puțină grijă. Aș bate-o pe Roza aia. Și pe Fifi. Ok. Bam, bam. Okidoki. S-o speria puțin. Mă bătea. Dacă Roza se băga pe mine, mă bătea la faza aia. Okidoki. Dar fuge, măi. Avem aici încă un coltuleț. Salut, patroane. Ce zici că faci? Are... Nu. Calmează-te. Salut. Ce bine a jucat-o pe asta. Avem Roza acolo, dar deja nu mai cred că are prea mare șanse. Bun. Easy peasy. Salut. Avem power 11. Mi-aș mai face ultimata pe Roza dacă se poate. Ia, pot să-mi fac ulti când trag în ăsta? A, nu pot. Ok, asta e tristuț. Pot să o bat pe Jesse super ușor.
Așa că n-ar trebui să avem mari probleme. Bam, bam, bam. Okidoki. Salut, roză. Îmi fac și ultimata, așa ar trebui să o bat. Ar fi foarte bine dacă am face-o să-și dea ultimata. Oare reușim? Să mai și scădem puțin. Și-o dat ulti, bun. Foarte bine asta. No, acum ne putem bate. Bam, 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 easy. Locul 1 din nou. Nu știu de ce stă ratonul așa mai ridicat. Dați-mi 2 secundele să am eu o poveste cu el. Bă, cât de ușoare au fost meciurile astea. Okidoki, let's go, boys. Easy. Deja cât avem? 530. Ne mai trebuie încă vreo 3 victorii. Hai să mai dăm un match cu Rosa. Trebuie să facem cel puțin un upgrade. Aparent, bănuții sunt o mare problemă acum. Dar când o să deschidem acele megaboxuri, o să avem suficient bănuți să mai dăm încă un upgrade la Rosa, dar pe episodul următor. Acum vreau să facem 550 de trofee. Ok, asta aici cred că o să mor. Da, o să mor, o să mor, o să... Da. Am fost prea încrezător în mine și am pierdut 4 trofee. Se întâmplă. Trebuia să păstrez puțin distanța, dar n-a fost să fie. Moftic, am pierdut prea ușor 4 trofee. Cât de mult m-am chinuit să iau 7 trofee și cât de ușor am pierdut 4 trofee. Nu-i nimic. Orice înfrângere este un pas înainte. Și o să vă demonstrez chestia asta. Da, o să vină Shelly. N-are ea taine. Nu, nu-mi spune că mă bați. Nu, fără ultimată. Oprește-te, bă, dar ce se întâmplă aici? Come on. Mamă, cât de greu o să fie. Ok, nu știu cum o să mai ies eu de aici. Dar Coltul ăsta are planuri mari cu mine. Ok, avem și aici un Colt, acolo avem Rosa. Bă, sunt exact între ei, dar mai du-te și lasă-mă în pace. Chill down, boys. Avem aici un Bull. Ok, mă bag aici. Nu, o să fugă, o să fugă. Categoric o să fugă. Ce tristuț. Dacă n-avea ultimata Bull-ul, ce bine era. Da, nicio șansă să-l mai batem. Doar dacă ne-am face ulti. Hai să ne ducem și noi aici, că este rost de bătaie. Pa, 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 pa. Este cineva înăuntru, nu știu cine. Oh my god, el primo, come on. Nu. A, atât de aproape, tot un el primo m-a bătut. Dar acum nu o să fim pe minus. Nu, o să fim pe plus în trofeu. Bun, cât timp suntem pe plus, e bine. Am avut foarte mare ghinion. În ideea în care la început am avut un început super, super slăbuț. Ok, avem aici 3 cutiuțe. Nu știu dacă se mai bate cineva pentru ele. Dar o să încerc să le iau eu. Și dacă se mai bate, nu-i problemă că suntem noi profesioniști. Bam, 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 bam. Perfect. Power 3 direct. No, hai să o dăm el primo. Ce zici tu? Nu, nici nu-mi dau ulti, că n-are sens. Bă, aproape m-a bătut. Ok, asta e super dubios. Și acum dacă ne strângem noi suficient power, n-ar trebui să mai avem nici cea mai mică problemă. Hai să vedem aici. Hai că te întrești cu gluma, Barosane. Nu! Mamă, ce-a fost acolo? Da, destul de riscant cu Shelly. Opa, acum nu mai e riscant. M-aș bate, sincer. Da. Destul de riscant. Bun. Am prins damage bun acolo. Nice. Și acum dacă s-ar opri Shelly, are ulti. Bun. Frumos acolo. Bine, mă. Ok, mai sunt 3. Meciurile devin din ce în ce mai interesante. Hai că te întrești cu gluma. N-ai tu nicio șansă. Și acum stăm chill pentru a vedea de unde se apropie dușmanul. Ah, ok. Zicea că eu am omorât-o pe Jessie. Dar nu înțeleg cum. Eu stăteam în mijloc. Ok, asta e cea mai tare chestie. Așa zice acum când îl omoară med, când îl omoară gazul. Nu știu, super dubios. 534, ne dăm aici bloc pentru a nu ne mai invita nimeni. Și mai avem încă 16 trofee de făcut.
Mai dăm un match cu Rosa, după care o să dăm un match cu altcineva pe care avem trofee puține. Deși avantajul meu mare la brawlerii cu care te poți băga în tufiș. Mersi Barosane, dar nu trebuia. Apreciez totuși. Edu, temă. O să vrea să ia puterea aia. Și asta e și marea problemă pentru el. Salut! Bravo, boss! Avem un Barley aici care n-are nici cea mai mică șansă împotriva noastră. Trebuie doar să ajungem în apropiere, stăm puțin să nu ne luăm damage-ul. Și mă duc să-i fur și ăsta cutiuțele. A, le-o luam, mă. O apuca să... Oh my gosh, are un damage acum. Come on! Chill down. Uite că fac ei echipă, bă. Ok, deci țineți minte că acești Barley fac echipă împotriva mea. Mi-o da damage-ul frumos acolo. Bun. Avem o ulti dat. Oh my god! Nu pot să cred pe unde a ajuns. Taolo! Bravo, a jucat-o bine Barley acolo. Bun, am mai făcut 3 trofee și avem în total 537. Hai să vedem cu cine mai jucăm. Bă, Bull ar fi super bun pe harta asta, părerea mea. Așa că de ce să nu profităm de situație și să-l folosim? Am putea face destul de ușor, nu știu câte, 13 trofee ne mai trebuie. Deci am putea face 13 trofee super easy. O să iau repede ăsta. Din 3 hituri îl iau. 1, 2, 3. O să-i fur aici lui Carl. Mulțumim, Carl. Frumos. Mai luăm aici. Bam. Mă, și ce-ai făcut, nebunule? Calmios, uite că tu mor acum. No, bravo. O venit el să o dea cu mine. N-ai mă șanse, mă. Ok, mai avem încă un bull care îi forță aici. O să ne luăm asta și o să plecăm. Are tot 7 power. Ne mai luăm noi de aici. O să se supere pe noi și o să vină și el încercând să ia. Dar ne ajunge. Hai, ia-o tu pe aia, mă, ia să te văd. Hai. Te invit. Stai că-s curios cum o să iasă aici. Ok, boss. A, o luat el power-ul. Și cam așa s-a finalizat, dar s-ar putea să moară. A, dacă dădea acum, dacă dădea acum pe el cineva. N-o fost să fie. E cineva pe aici, nu-i nimeni. Ok, ne batem cu bull-ul ăsta. Nice. Avem power 10. Aici este un Poco. Salut, Poco. Și acum avem bull pe bull. No, hai să vedem. Ăsta fuge după mine. Dar aș vrea să-l prind de la distanță. I-am dat ceva damage, dar o să se retragă acum, categoric. Ok, o să vină el cu ultimata pe noi. Trebuie să stăm mai aproape și atunci nu are niciun avantaj. Și gata, hai să te vă, Barosane. Și-a pregătit ultimata. Come to papa. Ok. Bun, i-am dat ceva damage. E destul de riscant. Bun, bine, mă, nice. Locul 1. Sunt cel mai bun bull existent. Ok, și dacă mai câștigăm încă un match cu bull, cred că o să avem suficient, nu? Cât avem? 545. Da, deci doar 5 trofee. Păi nu trebuie nici chiar să câștigăm. Hai să vedem cu cine mai putem juca noi. Uite, cu Daryl, cred că ar fi un match bun. Pentru că avem puține trofee pe el. Trebuie să ieșim undeva top 3. Și am reușit să facem 550 de trofee. Iar în episodul următor, după ce facem upgrade din acest episod, o să cumpărăm oferta, deschidem 2 megaboxuri și o să fie treaba. Ok. Nu! Bun. Frumos acolo. Avem Carlito aici și-a. Hai să te văd, Carl. Hai că te întreci cu gluma. Eu te mă la el, mă. Ok, o să se bată ei doi acolo. O să vin și eu frumos.
și o să-i bat pe amândoi. Easy peasy, vă mulțumesc că v-ați bătut pentru mine. Aici avem frumos Shelly. Bam. Hai că ai tu vreo șansă împotriva mea așa, ai tu, da? Se bate cu Shelly acolo. Frumos. Nu știu dacă pot să ajung la ea. Hai să nu ne riscăm, mai este cineva aici sus. A, uite încă unul. Bam, 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 bam. Îi dăm frumos la băjetul. A, o să vină, o să vină aici. Nu, 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 cred că mă bate, cred că mă bate din cauza la ultimata aia, nașpa, nu. Da. Băi, prea bună, mă, Shelly. Oricum avem 5 trofee, zic eu, sper. 6. O, forță. Deci am făcut 551 de trofee. Nice. Putem să luăm bănuții aia Blanao. Și putem face upgrade-ul pe Rosa. O, da, primește viață ca lumea și atac. Nice. Și după aia ne mai trebuie încă 5 puncte. Oare nu mai avem noi aici să cumpărăm 5? Nu pot să cred că nu mai avem. Ba da, avem. Și în următorul episod o să-i dăm încă un upgrade dacă o să strângem suficient bănuți și o să avem power 6 pe Rosa. Băi, la 551 de trofee să ai power 6 pe un brawler mi se pare forță. Ok, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Nu uitați de un like, un share, un subscribe. Asta e, mă, că am zis că jucăm și cu abonații. Am uitat, mă. Stai, 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 că nu e așa. Stai așa că nu e așa. Să vedem dacă ne strângem suficienți. Trebuie să facem meciul de final cu abonații. Codul este XWT8KA9P9. Hai să jucăm aici cu abonații. Am uitat, măi. Deci codul este XWT8KA9P9. Let's go, boys. Vă aștept aici și am. Bun. Și dăm un match. Avem Cosmin, Nocivana 35. Dacă vreți și voi să jucați, trebuie să intrați în fiecare zi la ora 19 pe live-uri pe StreamCraft. Și seara după ora 10-11 jucăm Brawl Stars. Acum este 11:30 când filmăm și vă aștept aici. Puteți intra în meciuri cu mine, ne distrăm, ne simțim bine. Hai să mai intre încă câteva persoane, minim 6-7 persoane să fie. Este destul de târziu, mâine este școală, așa că nu mă aștept să intre atât de multă lume. Mai invităm noi de pe aici, pentru că de ce nu? Bun, suntem 7, eu sunt mulțumit. Hai să jucăm, cine să jucăm? Niște Colt. Îi dau drumul. Haide! Meciul abonaților. Meciul la Blanao. Toată lumea ready. Haide. Cine nu da ready? Georgiana, Gogu, gata. Și cine câștigă, după cum știți, o să fie adăugat la prieteni. Bă, nu cred că e prea bine că mi-a luat Colt pe harta asta, dar haide acum, ce să zic, da? S-ar putea să mai vină cineva din partea aia. Dar să sperăm că nu. Bun. Am luat și al doilea power-up. Dar ăștia pun pariu ca o grămadă. Deci uite că s-a dus exact în mijloc. Nocivana 35 acolo. Bam, 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 bam. Nu se poate. No way, man. Nu. Ai, mă, uite cum o scăpat. Come on. O să fie frică să vină pe mine. Da, au venit până la urmă, o luat ea power-ul. Hai, ce mă enervează Cosminel. Ce faci, șticule? Așa, cred că a viața, nu mai am nicio șansă. Hai să-l prinde pe Cosminel aici. Cosminel. Mamă, deci Cosminel ăla n-are nici... Ai, mă, te-ai băgat tu repede. Pentru asta o să plătești, Nocivana. Nu pot să cred. Nu pot să cred. Ah, oh my god. La limita limitelor. Match frumos, bravo. Toată lumea s-a bătut, mi-a plăcut. N-a dat nimeni special pe mine. M-a așteptat Ionuț acolo cu Atei în boscheda. Ce să și faci cu el, primo? Battle pe Ionuț, bravo, mă bucur, David. Dă-i, mă, battle așa.
Ok, și au mai rămas cei de apropiere, dar harta asta este specială pentru ei, n-ai ce zice. Ce să și faci? Aia e. KSF, n-ai KSF. Deci Cosmin, Ocivana și David. Foarte greu să ai o șansă împotriva lor. Pentru că cu Coltul, dacă te-o ataca 2, unul te ia pe la spate, ești gata. Dar nu contează. Hai să vedem. Cosmin, Nocivana și David. Cine va câștiga? Băi, eu pariez pe Cosmin. Se bagă acum frumos Cosminu. Fii atent. A, s-o băga rău Cosminu. O gândit-o bine, dar s-o băga rău. Nu, deci nu câștigă Cosmin, nici gând. Da, Nocivana câștigă. Bravo. Cred că o am la prieten, nu sunt sigur. Nocivana 35. Nocivana 35, nu? Ba nu, nu am la prieteni. Am adăugat-o, acesta a fost meciul și în episodul următor, după cum v-am promis, o să cumpărăm oferta asta specială, 4X, 25 de lei, 2 megaboxuri și 170 de gemuri. Gemurile o să încercăm să le strângem pentru Bibi, să vedem cât o să coste, poate o cumpărăm direct, Doamne ajută. Toate cele bune, vă salut cu respect, nu uitați de un like, un share, un subscribe. Pa, pa!